Hai să vedem ce face Joker. Ha, bă, frate, nici aici mă lași niștit. Hai, mă, Joker, spune-ne și nouă ceva despre mașină. Hai că vin. Ce vrei să spun, Babi? Păi, spune-ne și nouă ceva despre ulei. Păi, cum a spus deja la toată lumea, schimbați uleiurile la timp. Aici, din cauza că vechi proprietarul uleiurile nu le-a făcut la timp, a trebuit să-i facem distribuția la motor. O încălcare de 1,60. Dar acum merge bine. Deci, schimbați uleiurile la timp. Atât vreau să vă zic. Hai să arăt cum mașina. Haideți să punem mașina pe manual. Suspensia confort. Nu mai e, o punem pe Sport Plus. Dezactivăm controlul de tracțiune, chiar dacă e 4x4. Intră, că avem 557 de cai. Și hai să mergem. De acum e transferare în Germania. Corect. Concluzie, schimbați uleiul la timp pentru o mașină mai sănătoasă. Ca să nu schimbați distribuția. Eu am avut noroc. Că am dat seama la o pornire că a fost puțin mai comotoasă. Și am zis, bă, nu mai merg un schimb. Eu nu înțeleg proprietarii care se zgâcesc la o credere de filtru și ulei. Chiar nu pot să înțeleg. Pentru că, știi cum e, și cine era următorul trebuie să credea la fel. Sunt mașini foarte frumoase și rare. Și nu are rost. Nu pot să înțeleg. Ai o mașină care are 8 credere, îi bagi într-o zi dacă te trebuie cu mașina și nu îi bagi în 1,5 o dată la 5 de kilometri. Trebuie fac și la 4 mii chiar. Dar acum, din fericire, deci am... Nu am mai mers cu mașina și am mai zis cu mașina.